Bună ziua, dragi elevi! Lecția de astăzi se numește Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană. Numele meu este Daniela Tarasă și am să vă prezint acum câteva exemple de utilizare a calculatorului în viața de zi cu zi. Calculatorul influențează viețile noastre. Este utilizat în aproape toate domeniile de activitate. Poți descoperi tainele meseriei de pilot cu ajutorul unui simulator de zbor. Calculatorul de bord, utilizat în sectorul auto, reprezintă unitatea de control electronică, este un modul pentru comenzi sau dirijări electronice. Aparatele de marcat electronice sunt dispozitive electronice pentru calcularea și înregistrarea tranzacțiilor de vânzare. Realimentarea și majoritatea operațiilor de rutină din cadrul unei centrale nucleare este controlată tot prin calculator. Controlul la distanță, a temperaturii, a iluminatului, precum și securitatea unei case, se pot gestiona prin internet cu ajutorul unui dispozitiv de calcul. Tot cu ajutorul calculatorului putem realiza construcții geometrice, animații 2D și animații 3D. Cu ajutorul calculatorului putem edita sau tehnoredacta documente sau putem învăța primii pași în programare. Putem utiliza servicii web gratuite care simplifică crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor de lucru, scopul principal fiind acela de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori și elevi. De asemenea, putem utiliza servicii pentru întâlniri online. Pe baza imaginilor prezentate anterior, veți completa căsuțele goale din imagine. Pentru a veni în ajutorul vostru, am completat unul dintre cuvinte. Sarcina voastră este să le descoperiți pe celelalte, citind cu atenție cele 6 instrucțiuni. Succes!